Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară și aș dori să vin cu un gând al Sfântului Apostol Pavel, adresat Bisericii din Corint. Dumnezeu să ne ajute să ne facem mai buni. Fie seara aceasta o seară în care inima ta să privească spre Dumnezeu cu gând să te faci mai bun. În fiecare zi a vieții noastre o seară că în care inima ta să privească spre Dumnezeu că cu gând să necazurile buni. Nu pleacă. Luptele de ieri, în fiecare pentru zi avem că sunt urmate de luptele de astăzi, pentru care trebuie să lupt. Observ că în fiecare zi luptele se schimbă și luptele de la 40 de ani nu mai sunt ca cele de la 20. Bănuiesc că nici luptele de la 60 de ani nu mai sunt ca cele de la 40. Și fiecare vârstă și fiecare zi și fiecare timp aduce luptele specifice. Nu știu dacă neapărat rezolvarea unei probleme astăzi va fi garanția faptului că îți va fi mai bine. În seara aceasta am venit să îți spun că eu cred că ceea ce avem nevoie în fiecare zi nu e neapărat o biruință în lupta pe care o avem, ci un Dumnezeu care să rămână cu noi în fiecare moment. Dacă mi-este frică de ceva, nu mi-este frică de faptul că mâine voi da piept cu un necaz. Mă aștept la lucrul ăsta. Mă aștept ca mâine să mă pasc un necaz. De dimineață până acum am avut diferite supărări. Și sunt convins că și până mă voi duce să mă culc, cumva viața într-un fel îmi va rezerva împreună cu bucuriile și o supărare. Domnul Iisus Hristos stătea la cină bucurându-se de ucenici, știind că mai apoi, în câteva ceasuri, avea să dea o luptă pe viață și pe moarte. Și a găsit tărie să se bucure împreună cu ucenicii măcar că știa că dincolo de odăița aceea în care luau cina, se va purta o luptă extraordinară. Dacă mi-este frică de ceva în viață, mi-este frică să mă trezesc într-o zi fără de Dumnezeu, mergând de unul singur. Dacă mi-este frică de ceva, prieteni, mi-este frică de faptul de a sta pe scaun și să cânt o cântare fără dor de Dumnezeu. Dacă mi este frică de ceva în viața aceasta, mi-e frică să mă duc la rugăciune și după 5 minute să mă trezesc că n-am ce să-i spun lui Dumnezeu. Asta e frica mea. Dacă mi-e frică de ceva în viață, mi-e frică de ziua când Dumnezeu va tăcea. Nu mi-e frică de niciun necaz. Pentru că Dumnezeul meu este mai mare decât orice necaz. Nu mi-e frică de lupte. Dumnezeul meu este un Dumnezeu al biruinței. De mine mi-e frică. Mi-e frică de trădările mele, de inconsecvența mea, mi frică de slăbiciunile mele, mi frică de imobilismul meu, mi frică de modul greșit, mic și omenesc în care îl văd pe Dumnezeu. De asta mi-este frică. În seara aceasta mă rog lui Dumnezeu și spun, Duhule Sfânt, deschide-ne mintea. Deschide Dumnezeu ochii să-L vedem pe El. Îți buni oameni și sunt extraordinari să avem lângă noi frați și surori. Dar în seara aceasta aș vrea să-L văd pe Domnul Isus Hristos și El să ne binecuvânteze. Spunea autorul epistolei către evrei, că o fi Pavel, că o fi Apollo sau altul, încă nu e lămurită problema, spunea autorul epistolei către evrei că la momentul acela când scria nu era timp să se ocupe de heruvimii Slavei îndeaproape. Deci nu este timp să ne ocupăm cu deamănuntul. În seara aceasta am venit să vă spun că e timp să ne ocupăm cu deamănuntul de acest heruvim pentru că în ei stă un răspuns pe care eu îl caut. Cum să fac să nu-L mai pierd pe Dumnezeu? Și asta este întrebarea cu care am venit la voi și să este mesajul din această seară. Cum să fac să nu-L mai pierd pe Dumnezeu? Mi-e groază câteodată de ziua de luni, pentru că plec în iureșul vieții și mă trezesc undeva pe la ora două, că nici măcar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu. Mă trezesc marți mai străin de Dumnezeu și miercuri sunt deja fără de El. Vin la biserică și mi se mai face încă o perfuzie de har, ca să mai trăiesc în o zi sau două, după care îmi dau seama că pe undeva l-am pierdut pe Dumnezeu. Sigur, îmi propun și îmi zic, mă voi disciplina, mă voi ruga mai bine, voi citi mai mult din Scriptură, dar să știți, dragii mei, că am citit Scriptura uneori și nu l-am simțit pe Domnul. Alteori m-am rugat și nu l-am simțit pe Domnul. Nu e vorba să fac doar un lucru care cred eu că este bun. Eu am nevoie de Dumnezeu. De Dumnezeu și atât. De El. Au venit oamenii la Moise și au spus acestui om al lui Dumnezeu, au zis, cum să facem să păstrăm permanența lui Dumnezeu în inimile noastre? Cum am putea să ne adresăm lui Dumnezeu dincolo de care să fim siguri că în orice moment al existenței noastre Dumnezeu ne va răspunde? Cum aș putea și care este poziția corectă a inimii mele, care este modul în care funcționează până la urmă cerul? Cum funcționează până la urmă cerul și cum mă pot adresa lui Dumnezeu astfel încât să fiu sigur că El vine lângă mine? Moise s-a urcat pe munte și în momentul acela Domnul Dumnezeu i-a deschis cerul și a zis în felul următor, Moise, tu trebuie să cobori și să faci o lucrare pe pământ. Tu trebuie să faci un chivot al legământului, a zis Domnul. Îl faci din lemn de salcâm, faci un capac al ispășirii, îi faci un chenar frumos, îi faci doi, două inele la fiecare capăt, doi druci pe care o să-i treci prin acele inele și ori de câte ori, spune cuvântul Domnului în Exod, capitolul 25, spune, or de câte ori mă voi chema, mă voi întâlni cu tine acolo și de la înălțimea capacului spășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivătul mătoriei, îți voi da toate poruncile mele. Sau altcum v-a spus, ori de câte ori mă vei chema, voi fi acolo, să te ascult, să te îndrum, să spun de ce ai nevoie, să spun încotro să mergi, a zis răspunsul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Moise. Și când Moise a coborât, a trebuit să meargă la un meșter și să-i spună, știi, trebuie să faci un chivot al legământului, să faci un capac al ispășirii și pe capacul acela să faci doi heruvimi. v a spus toată întrebarea, ce o fi gândit meșterul acela când a zis să fac doi ce? Erau heruvimii pe pământ, îi găsea în vreo carte de istorie, puteai să-i copiezi de undeva, doi ce? A întrebat probabil meșterul, doi heruvini a zis Moise. Păi și-a zis el, și cum arată heruvimii aceștia? Dumnezeu cu siguranță în timpul celor 40 de zile a deschis cerul lui Moise. Să vadă ce înseamnă raiul lui Dumnezeu, să vadă ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Așa că acest schivot al legământului, dragii mei, nu este ideea unui om și nu este inițiativa unui om, ci a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. De aceea, în această seară, cu toată seriozitatea, vă rog să priviți spre acești heruvim, pentru că ei ne vor fi în această seară cheia și răspunsul la întrebarea cum să fac să-l păstrez pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele lângă mine. Când a coborât Moise pe pământ, a zis, meștere, trebuie să iei aur și din aurul acela trebuie să sculptezi, să faci doi heruvim. Și Moise a trebuit să stea lângă el și să-i spună cam așa este forma. Cam așa este forma lor, mai la stânga, mai la dreapta. Prima mențiune care o face cuvântul lui Dumnezeu în 25 cu 18 este să faci doi heruvim de aur și spune imediat cuvântul lui Dumnezeu să-i faci din aur bătut. Nu vă mai îngrijorați și nu vă mai speriați cu gândul la ce vi se întâmplă vouă. Nu vă mai puneți întrebări de genul, de ce mie, Doamne, mi se întâmplă atât de multe lucruri rele? De ce în viața mea sunt așa de multe necazuri? De ce, Doamne, pare că nu se mai termină valul și vine un alt val? Pentru că Dumnezeu spune în această seară că omul credincios este făcut din material prețios. Nici lemn, nici fân, nici trestie, ci este făcut din aur curat. Și Dumnezeu ne spune în această seară, prieteni, că toate necazurile vieții n-au decât un singur rol. Să sculpteze în noi chipul Domnului Isus Hristos. Dumnezeu folosește Dalta și Ciocanul pentru că al minte, noi nu ne-am modelat singuri. Așa de mult ne-am dorit ca în momentul când ne întoarcem la Dumnezeu să existe o matriță. Doamne, bagă matriță, o matriță, apasă-o atunci 5 minute și haide să ies așa cum este chipul tău. Dar realitatea este, dragii mei, că semănăm din ce în ce mai mult cu Dumnezeu în măsura în care ne cioplim patimile din viață. Semănăm din ce în ce mai mult cu Dumnezeu în măsura în care omorâm în noi lutul și facem să trăiască Duhul. În fiecare zi a vieții tale, necazul este nimic altceva decât o mână a lui Dumnezeu care spune, nu te las, prietene, să ai chip pământesc. Am venit pe pământul acesta pentru că vreau să semeni cu mine. Și în această seară mă rog lui Dumnezeu ca orice om prezent aici să semene cu Isus Hristos. Dumnezeu n-a lăsat o religie pe pământul acesta. Dumnezeu a lăsat porunci și un Dumnezeu după care să mergem. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a zis cuvântul om și ăsta este un substantiv. Imediat după ce Dumnezeu l-a făcut pe om, noi am adăugat adjectivele noastre. Mai întâi au zis oamenii, a venit set și oamenii au început după set să cheme numele lui Dumnezeu. Și asta a fost primul adjectiv. A venit Dumnezeu și a zis trebuie să facem un popor care să fie sfânt. Israelul, al doilea adjectiv. Și de atunci încolo, de, de ne-am împărțit. Unii sunt filisteni, unii sunt moabiți, unii sunt amoriți, alții sunt copiii lui Dumnezeu, unii sunt penticostali, unii sunt baptiști, alții sunt ortodoxi, alții sunt catolici, dar am să spun în această seară ce trebuie în viața ta să semeni cu Isus Hristos. Pentru că în momentul când vei muri, prietene, acolo când vei sta întins pe pat să-ți dai ultima suflare, un singur lucru va conta, dacă semeni cu Isus Hristos. Dacă în tine este chipul aceluia care a venit după tine, atât va conta. Restul nu va mai conta. Nu va conta dacă ți-ai trăit viața într-o biserică care are un, are un program de un, de un fel sau un program de alt fel. Nu contează că începi la șase sau la șapte. Nu contează că aveți fanfară sau nu aveți fanfară. Contează lucrurile acestea până la un punct. Contează un singur lucru. Dacă în viața de credință ai ajuns să semeni cu El. Amin. Atât. Restul sunt... Detalii de care Dumnezeu nu este prea mult interesat. În momentul în care eram în anul 2 de facultate, m-am întâlnit cu o fată care a avut curajul să-mi spună un adevăr dincolo de care am rămas pe gânduri. M-am întâlnit cu o colegă care mi-a spus: Florina, aș vrea să spun că nu ești nici atât de deștept și nici atât de frumos pe cât crede unii. Dar în mâna lui Dumnezeu ai putea să fii un rod extraordinar. Pe moment m-am supărat foarte tare pentru că orice om care este jignit într-un fel reacționează. Nici deștept, nici frumos, nu știu te-ai fi simțit tu când s ar fi spus lucrurile astea. Dar am plecat acasă după ce am jignit-o și eu la rândul meu și am zis dacă nu ești frumos, nici deștept, de ce stai de vorbă cu mine? că mă pricepeam la dinastia. Să iarzi pe oameni, să fii ironic, tuturor, pe toți ne duce mintea. Mai greu este să te ducă inima să iubești. Că te duce mintea ușor și mă duce mintea ușor să jignesc. Dar când m-am dus acasă în după amiaza aceea, mi-a vuit în minte un cuvânt. Ai putea să fii în mâna lui Dumnezeu un rod extraordinar. Cuvântul acesta mi se părea că e desprins de pe altă planetă. Am zis, ce fel de limbaj o fi ăsta? Că eu n-am auzit niciodată așa un limbaj. M-am dus a doua zi la facultate și ca din întâmplare am ajuns lângă ea, pentru că mi a rușine, mi -a rușine să recunosc că de fapt eu vreau să o întreb ce înseamnă vorba asta. Și această colegă de facultate, după ce am întrebat-o, mi-a zis așa, te urmăresc din anul de facultate și îmi pare rău cum în fiecare zi te risipești. Mă doare sufletul să văd ce a pus Dumnezeu în tine și cum în fiecare zi ești un fel de clown în facultate, să-i distrezi colegii ca de stins bine. Cei mai mulți dintre noi nu vrem să fim clowni și cei mai mulți dintre noi facem pe oameni să zâmbească sau să râdă pentru că avem nevoia disperată să fim acceptați. Le facem alunor pe plac o viață întreagă și noi nu mai apucăm să trăim doar din dorința să smulgem un zâmbet de pe fața lor. Doar din dorința să ne spună o vorbă bună, în fi în stare dacă se poate să ne și căciulim. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al demnității. Un Dumnezeu care nu permite ca un copil de Dumnezeu să devină așa un fel de instrument în mâna oamenilor. Eu n-am înțeles lucrul ăsta. A început să-mi vorbească despre Dumnezeu într-un mod în care n-am auzit niciodată până atunci. Ca să scurtez foarte mult lucrul acesta, mi-am zis în inima mea, dacă nu mă însor cu fata asta, cred că o să am o altfel de viață. Așa de mult am iubit-o și am luat-o în căsătorie și suntem și astăzi soți și nici astăzi nu mai satur de Dumnezeu pe care îl văd în ea. Dar a costat, prieteni. Părinții mei mi-au închis ușa și au zis, te-ai pocăit, să-ți fie de bine. Eu au zis părinții mei, de aici încolo uiți numărul nostru de telefon. Patru ani de zile s-au ținut de promisiune. Mâncam în fiecare zi cam așa, am aceleași alimente. Alternam cartofii prășiți cu cartofii ferți și cu piure. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru ei. Mai rău este nu ai nici pe aia, așa -i? A venit un moment în viața mea când ne-am dorit să avem un copil și ne-am rugat lui Dumnezeu să avem un copil. N-am putut să avem un copil. Și după ce s-a născut prima mea fetiță, Alina, ne-am gândit că să-i punem numele Alina, că Dumnezeu ne ostoiește dorul inimii. S-a întâmplat la șapte luni după ce s-a născut, a avut un accident de mașină și a trecut la Domnul. Am sunat părinții mei și am spus printr-un vecin, că ai mei nu vreau să vorbească cu mine, am sunat la o vecină și am spus să o sune pe mama să stea de vorbă cu ea pentru că am un necaz și aș vrea să stau de vorbă cu ea. În sfârșit, mama m-a sunat și am spus, mamă, Nepoata pe care n-ai văzut-o niciodată, poate vii acum să o vezi la mormântare. Ai avut o nepoată și si nu mai o mai poți să o ții în brațe pentru că e deja moartă. Mama și si cu au venit la mormântare și si au venit foarte supărați pe mine. Deja mă gândeam cu groază la faptul că o să mă acuze și si o să spună te-ai pocăit și si uite ce ți-a dat Dumnezeu ție. Ți-a Ti dat moartea copilului tău. Nimic nu ieșise de pe mâinile mele, deși aproape că terminase în facultatea, trăiam cu chirie, în momentul acela în care nici măcar nu terminasem, eram în ultimul an, n-am făcut altceva decât să mă angajez portar și am stat un an de zile portar ca să aduc pâine acasă. Ne arătam strălucitor și nu aveam nimic din Dumnezeul care ni se spune întoarce-te la Dumnezeu că îți va merge totul din plin. Arătam într-un chip jalnic, că este adevărul. N-aveam cu ce să mă laud, aveam doar o nădejde că într-o zi Dumnezeu va face ceva. Dar eu nu știam că în acele momente Dumnezeu pregătește lucruri de care vă vorbesc în această seară. Heruvimii lui Dumnezeu sunt din aur bătut. Dumnezeu ce-o plea la mine. Mama a venit și m-a întrebat primul lucru dacă poate să fac o slujbă ortodoxă. M-am consultat cu fratele bulgăre Emil, pastorul bisericii din acea vreme, și dânsul mi-a spus, nu văd nicio problemă, lasă-i să facă. A venit un părinte, un preot, care așa s-a întâmplat de atunci, nu că ar fi o regulă, dar era puțin era puțin amețit, se grăbea să meargă la tren, i-a luat banii mamei și a făcut o slujbă de mântuială. Mama a ieșit afară și a fost extraordinar de derutată și a fost extraordinar de supărată. După care au venit frații și surorile din biserică, aproape la 500 de oameni, și am condus-o pe Alina pe ultimul drum la cimitir. În timpul cântărilor, Dumnezeu a coborât cu Duhul Sfânt acolo. În momentul în care pastorul bisericii a încercat să spună ceva, s-a oprit pentru că l-a necat plânsul. Și în acel moment am realizat că Dumnezeu mi-a luat un copil și mi-a dat o mamă. Pentru că în momentul acela mama a venit la mine plângând și mi-a zis, am lucrat ca o nebună. Eu n-am știut, spunea ea, ce înseamnă până la urmă credința voastră, dar astăzi m-am lămurit. Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu dacă știți să vă iubiți în felul ăsta. Prietene și creștine, nu fugi de necaz, pentru că el nu este necaz. Este dalta Domnului care sculptează în tine chipul lui Iisus Hristos. Eu nu cred într-un creștin care vine la biserică cu Biblia sub soară și căruia îi merge bine în toate. Eu nu cred că imaginea lui Iisus Hristos este a unui pastor în costum care vine la amvon. Eu cred că noi suntem credibili, dragii mei, în măsura în care prin necazurile acestei lumi rămânem credincioși lui Iisus Hristos. Nu cred că imaginea bisericii este aceea de duminică seara, în mod real. Mai degrabă eu cred că imaginea bisericii este a unor oameni răniți, de multe ori loviți, care spun, eu cu toate acestea mă încred în Dumnezeu și n-am să-l cedez niciodată. Mai degrabă cred că un om creștin este un om care va intra în cer și va avea o mulțime de cicatrici și răni. Nu o să intru în cer cu mâinile netede și nu o să intru în cer oricum. Probabil că voi avea foarte multe răni și foarte multe cicatrici. Dar dacă așa însemnează că Dumnezeu sculptează în mine echipul său, să o facă. Pentru că Dumnezeu te face aur curat. Materiale ieftine nu vor fi în cer. Și Dumnezeu nu ia în cer orice lucrare. Dumnezeu ia în cer lucrarea mâinilor sale. Dumnezeu lucrează cu aur bătut și pune în tine echipul lui. Și dacă lui au făcut ceea ce au făcut, oare nouă, dragii mei, Oare cu noi ce va fi? Punctul numărul 2. Biblia spune că din capacul ispășirii ieșeau doi heruvim. Și aș vrea să vă spun, potrivit cu textul care este în Ezechiel, că acești heruvim erau de forma unor vulturi. Ieșeau acești doi heruvim din capacul ispășirii și unul dintre elementele extraordinare pe care trebuie să le înțelegem în această seară era acela că atunci când ieșai din capacul ispășirii, acești vulturi nu aveau gheare. Ghearele lor erau îngropate acolo în capacul ispășirii, ieșeau afară numai trunchiul, aripile, capul. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne spune în această seară că dacă vrei să păstrezi permanența prezenței Lui, atunci tu trebuie să începi să iubești și să-ți îngropi ghearele. Unul dintre lucrurile care este paradoxale, triste și care aduc foarte multe abăsare biserice, dragii mei, este că nu știm să ne iubim. Nu știu, aș propune întotdeauna să se înceapă cu sfârșitul. N-ați văzut că holul e plin. Mai stau oamenii jumătate de oră la biserică. Își dau mâna unii cu alții, vorbesc pe grupuri și când stăm în biserică, de multe ori suntem la polul nord și la polul sud. Un Hristos care s-a jertfit pentru noi și o biserică care nu știe să iubească, e o biserică care a uitat a fost îngropată, chiar le-au fost îngropate în capacul ispășirii. Am un Hristos care m-a învățat să iubesc și să mă dăruiesc cu oamenilor, Nu să zgâri, nu să înțep, nu să mușc. Biserica lui Isus Hristos a fost, să iubea, a fost chemată să iubească în orice vreme a existenței sale. Dragostea pe care o purtăm seminilor noștri este pe faptului că am fost răscumpărați de El. Când ai ancorată viața în legământul cu Dumnezeu și când ai făcut un legământ cu Isus Hristos, ți-ai îngropat ghearele. Eu nu mai am pentru oamenii din jurul meu decât o singură veste, că Isus Hristos este dragoste. Nu știu să urăsc pentru că trebuie să fii din Dumnezeu și cine e din Dumnezeu nu știe să urască. Nu știu să găsesc un cuvânt aspru, măcar că poate de atâtea ori oamenii îmi spun cuvinte rele și neadevărate, pentru că mi-aduc aminte cine este Isus Hristos. În fiecare zi a vieții mele îmi spun, Doamne, știu de unde am venit, îmi știu răutatea și îmi știu noroiul din care m-ai scos, îmi știu, Doamne, gândurile pe care le-am avut. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu cum am fost o odinioară. Să nu fiu rău, Doamne, ci să fiu bun și sfânt și curat pentru tine. Să nu răspund, Doamne, la rău cu rău, ci să birui răul prin bine. Așa să ne ajute, Doamne. În primul an de când m-am întors la Domnul Dumnezeu pentru că mi-era destul de familiară, până la urmă, credința. Am crescut într-un mediu extraordinar de religios, aș putea să spun. Bunica a fost primul predicator al vieții mele. N-am să o uit predica bunicii, a fost într-un singur punct. Mi-a zis bunica în felul următor, vezi că copiii sunt răi. Și dacă tu ieși afară și te joci cu copiii, vezi că ea bleastă-mă și înjură. Să nu te prind cumva vreodată că înjuri, că îți rup gura. Deci eu n-am uitat a predica asta niciodată. O țin minte toată viața mea. Și bunica mi-a zis, dacă cumva vreodată te ispitește cineva sau te îndeamnă să spui vreun lucru rău, tu să nu drăcuie, să spui, du-te cu Dumnezeu. Și de când sunt copil, când m-am supărat, am zis, du-te cu Dumnezeu. Și mări să fie Domnul că m-am dus și eu cu El. Slăvi să fie El. În primul an, când m-am întors la Domnul Dumnezeu, deși eram avocat, Ieșeam în fiecare duminică dimineață la gura de metrou să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Avem o predică extraordinară. Studia sunt foarte multe omiletică, nici pomeneale. Ieșeam afară și strigam la gura metroului într-o zi de duminică. Oameni buni! Dacă voi n-ați venit la biserică, a venit biserica la voi. Punctul numărul 2 era, Dumnezeu a făcut să răsară soarele în dimineața asta și peste cei buni și peste noi, ziceam eu. Și peste noi. Și acolo oamenii când veneau la metrou se uitau la grupul ăla de tineri care era un grup de tineri destul de interesant. Noi cântam, probabil că ne agitam foarte tare acolo și oamenii se mai opleau să se uite ce se întâmplă cu tinerii aceștia și le spuneam tuturor de dragostea lui Isus Hristos. În fiecare duminică dimineața plecam la ora 5 dimineața, ne întâlneam la biserică, aveam un microbus portocaliu și plecam împreună cu 20-25 de tineri în toate împrejurimile Bucureștiului. Băldana, Ghimpaț, Răcari, n-am să o uit niciodată, nume extraordinar, deci nume deosebite. Plecam cu tinerii să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Mergeam prin sate, în general acolo unde nu erau biserici și aveam o metodă foarte simplă, unde vedeam și noi două bătrâne, ne opream și întrebam, măicuțelor, ne dați și nouă voie să vă cântăm o cântare azi în Sfânta Duminică? Și le spuneau, da' cântați! Și noi începeam să cântăm, noi vestim anul de har al Domnului, noi vostim un timp de binecuvântări și cântam. Și după aceea spuneau bătrânele, mai cântați mai cu o cântare. Și mai veneau încă vreo doi, trei bătrânei și se mai adunau din curte și unii și alții. Și apoi mai cântam o cântare și încă o cântare. Și la sfârșit spuneau, De ce frumos cântați mai, că mai cântați o cântare. Și spuneam, nu, după amiază ne întâlnim în curtea lui Gheorghe și acolo continuăm cu cântările. Asta era evangelizarea noastră, foarte sofisticată, deloc. Am înțeles în perioada aceea și, în general, înțeleg că un om care s-a întors la Dumnezeu trebuie să facă ceva pentru Domnul. Și aveam un frate în biserică care era în comitetul bisericii și i-a spus păstorului din acea vreme, i-a spus frate, eu cred că tânărul s-a un cap. Cine se crede el? Billy Graham? Apoi vreau să vă spun ce fel de biligremere am eu, că veneam cu coastele învinețite de la scaunele din microbus, că n-aveam banchete, erau niște scaune de plastic și microbusul la când lua câte o curbă ne arunca în, celelalte sca în, în, în în pereți. Dimineața la 5 eram acolo și ne rugam în biserică și plecam pieriți, cu inima atât de, 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 de temătoare, neștiind ce se va întâmpla pe parcursul a, a zilei respective. Uneori am fost fugăriți, alteori, sigur, așa cum se întâmplă. Când ne întorceam, n aveam bani să cumpărăm nici măcar o pâine, ne cumpăram biscuiți Nadia. E să fac în Berceni, în București. Am mâncat biscuiți Nadia de nu știu de mine. Când am auzit vorba aceea a fratelui care a zis și a luat-o în cap tânărul acesta, eu nici nu m-am gândit la așa ceva vreodată, m-am gândit că dragostea lui Dumnezeu care este în inima noastră trebuie dată mai departe. Nu cum soții pentru tine, este o lege. Când iubești, spui tuturor despre dragostea ta. Când iubesc, spui tuturor că este cineva care ți-a îmbogățit viața. Dacă ai ceva de spus, spui, nu? Și spui tuturor, se este izvorul de apă vie, beți toți, că el nu seacă niciodată. Dar știți cum este la comitet? Dacă nu știți, vă spun eu. Se întâmplă că ceea ce spun oamenii la comitet despre tine, tu afli primul. Și atunci am aflat de fratele acela care mi-a zis acea vorbă. Cumplit m-am supărat, nu pot să vă spun ce m-am supărat. Când am venit la biserică, duminică, după amiază, în prima slujbă pe care am avut-o după această veste, păstorul nostru începea biserica cu cântarea Să veniți cu bucurie înaintea Domnului. Cântam în fiecare duminică după amiază. Și am început așa plim de aplom, fără să mă gândesc prea mult, să venim cu bucurie înaintea Domnului. Și l-am văzut pe fratele. Când l-am văzut pe fratele, m-am înmuiat ca o lumânare. Deci așa mi-a dispărut subit bucuria din inimă. M-am uitat la el și n-am mai putut să mă bucur. Că în timp ce cântam, mi-am dat seama că sunt fariseu. Cum să cânți dacă tu nu mai ai L-am văzut pe el, mi s-a dus bucuria. Pentru că eu știam ce a zis în dreptul meu. Și în momentul acela am căutat să mă scutur, am căutat să mă concentrez, dar pe măsură ce mă gândeam mai bine, mi-am dat seama la un moment dat că, dincolo de vorbele lui, ajunsesem ca eu să am o problemă în inima mea. Eram otrăvit deja. Să nu mai poți privi la un frate din biserică, însemnează că de fapt tu nu mai ai nicio relație cu Isus Hristos. Ai înțeles ce spune o seara asta? Știi că Dumnezeu, dincolo de toate poeziile și metaforele și predicile noastre, Dumnezeu este matematică? Ai auzit despre matematica lui Isus Hristos? Ți-o spune eu o în seara aceasta. Dacă nu vei ierta greșelile greșiților tăi, nici Dumnezeu nu -ți va ierta ție greșelile tale. Faceți voi poezie cât vreți pe versetul ăsta, că înaintea lui Dumnezeu nu o să țină. Dacă un singur om pe care îl vezi îl urăști, tu nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu în rai. Ai înțeles? Biblia spune în 1 Ioan că dacă noi ne închinăm unui Dumnezeu pe care nu-L vedem și urâm pe fratele nostru pe care îl vedem, nu lumina locuiește în noi și nu adevărul, ci minciuna și întunericul. În momentul acela nu am mai putut să stau în biserică, dragii mei. Am plecat acasă și am zis, Doamne, eu nu o să rămân în biserică aici să, când, să venim cu bucurie înaintea Domnului, că de vreme îmi dau seama că eu nu mai pot iubi. În momentul în care mi-am dat seama că nu mai am nimic, poți să ai teologia teologiilor și poți să știi roman pe din afară, în momentul în care nu mai poți iubi un frate, un semen de-al tău, totul a dispărut din inima ta. Acolo nu mai este Dumnezeu. Dacă n-ai loc în inima ta pentru cei de lângă tine, tu nu mai poți iubi, tu nu mai ești din Dumnezeu. M-am dus acasă, și pe măsură ce mergeam spre casă, în momentul în care Domnului nu mai pot fi un frat, eu nu un să mă semen de, de al tău, totul mă rog a dispărut din inima ta. Acolo, acolo nu, nu mai este vin. Dumnezeu. Dacă n-ai loc în inima ta pentru cei de lângă am tine, am dus acasă și m-am mai dat pe genunchi și m-am rugat Domnului și pentru prima dată în viața mea, pe măsură ce spre în momentul în care nu mai pot fi un frat, eu nu de de totul a dispărut această seară. Era pentru prima dată când mă rugam lui Dumnezeu și nu-l simțeam groaznic a fost lucrul ăla, am început să mă rog mai, mai abitir Domnului și, să, și cumva să mă, să mă impulsionez pe mine însumi. Dar după jumătate de oră a trebuit să recunosc că era gheață la mal, pur și simplu nimic nu mai mergea în mine. Nu puneți întrebarea unde este Dumnezeu, puneți întrebarea unde este inima ta, pentru că dacă nu mai poți iubi, nu te mira de faptul că nu mai este Dumnezeu în inima ta. Dacă jignești cu ușurință pe cel de lângă tine, nu te mira că Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Dacă nu știi să te jerfești pentru aproapele tău, n-ai înțeles nimic din Dumnezeu. Dacă nu ești gata, cum spunea Pavel, să arzi pentru cel care a căzut în păcat, nu te mai amăgi cu faptul că tu ești un om credincios. Hristos înseamnă să-ți dai viața pentru cel de lângă tine. Să trăiești pentru El, pentru că dacă tu ești cu Dumnezeu, tu poți să dai tot ce ai, pentru că Dumnezeu îți va da ție. Lui nu poate să-i dea, îi va da prin tine. Asta este regula. M-am rugat Domnului și dacă nu i-aș promis lui Dumnezeu că nu mă ridic de la rugăciune, poate că m-aș fi ridicat. După 45 de minute, după prima dată de când sunt și eram credincios, am avut cu Domnul Dumnezeu o viziune. L-am văzut pe Iisus Hristos bătut în, mâ în mâini și în picioare cu cuie. Uitându-se la mine cu o figură atât de tristă, și mi-a zis, uite-te la mine bine, m-am uitat la el, străpunse în mâini și în picioare, și mi-a zis, ei ce ți s-a întâmplat chiar atât de mult și de greu, că nu poți ierta. Uitându-mă la Domnul Isus Hristos răstignit pe cruce, mi-a fost rușine de problema pe care o aveam. Și de atunci încolo, dragii mei, ori de câte ori am o problemă în viață cu cineva, mă duc la scriptură să mă uit la Isus Hristos și răstignit. Pentru că cine are legământ cu Isus Hristos și a îngropat ghearele în sângele ispășirii Domnului Isus Hristos. În ziua botezului n-a mai ieșit cu ghiare de acolo. Și legământul cu Domnul Isus Hristos este acela care îmi dă putere să iert, să iubesc și să merg înainte. Amin. Trec la al treilea punct, dragii mei. Și vreau să vă spun că voi încheia la, jumătate, la și jumătate, indiferent unde voi opri mesajul. Spune Biblia, dragii mei, că ultimul lucru pe care, sau penultimul lucru pe care îl spune despre ei, este următorul. Heruvim, îi spune cuvântul Domnului, să aibă fața îndreptată unii spre alții. Măriți să fie Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, știi cum se numește omul care stă lângă tine? Sora tânăra care stă lângă tine, știi cum se numește? Dacă știi cum se numește ferice de tine, dacă nu știi cum se numește să nu pleci din biserică până când nu-i întinzi o mână să spui eu sunt Florin. Pentru că Dumnezeu ne-a învățat, dragii mei, că fețele trebuie să fie îndreptate unii spre alții. Biserica Domnului Iisus Hristos este o biserică care trebuie să ofere în fiecare moment ajutor. Este o biserică care se roagă pentru nevoile credincioșilor și este o biserică care întinde totdeauna o mână pentru cel care este căzut, lovit, pentru omul care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Atât de multe inimi suspină, dragii mei, în tăcere. Așa de mulți oameni sunt astăzi loviți și răniți și așa de mulți oameni astăzi zac. Pe măsură ce trece timpul ne sofisticăm în ce privește costumul. eu mi-am luat un costum cu mânești mai scurte, că se poate manșeta afară. Probabil că, nu știu, într-o vreme se purtau pantofi lucioși. Am văzut eu că era o modă. Sofisticăm lucrurile și dacă vreți ne îmbrăcăm cu tot felul de lucruri din ce în ce mai sofisticate, dar în nevoile noastre sufletești suntem din ce în ce mai răniți, mai însingurați și mai departe unii de alți. Aș vrea să te întreb dacă în ultima lună de când vii la biserică ți-ai făcut doi sau trei prieteni. Câți prieteni ți-ai făcut în ultima lună? Da, în ultimul an. În ce măsori pe 31 decembrie realizările de peste an? În patrimoniu? În cât ai în casă, în obiecte, în cât ai la bancă, eu vă propun o nouă unitate de măsură. Măsoară în prieteni, măsoară în oameni, măsoară în frați și măsoară în surori. Domnul să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să vă spun în această seară, și asta va fi ultimul punct, probabil, să vă spun, dragii mei, că omul care, omul care nu se clatină în credință și omul care nu se îndoiește de Dumnezeu este un mincinos. Eu nu cred în faptul că tu nu te-ai îndoit câteodată de faptul că Dumnezeu este așa cum este. Nu ți-ai pus întrebări cu privire la Dumnezeu. Mi-am pus așa de multe întrebări în viața mea și odată m-am îndoit. M-am îndoit de Dumnezeu și am zis, cum poate să fie în felul ăsta? În momentul în care într-o marți după amiază steam pe alea cimitirului, ducând un fetiță la groapă și sunt acolo în capelă, pentru prima dată în viața mea de când sunt pocăit m-am clătinat din cap până în picioare. Am zis, am lăsat totul, Doamne, și te-am urmat. M-am verificat în inima mea și pot să mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și am curajul să o fac, pentru că Dumnezeu mi este judecător. M-am uitat în viața mea și am zis, Doamne, greșel poate că mai am, dar niciun păcat cu voia. Nu trăiesc într-o stare de păcat și nu fac păcate cu voia. Poate greșel pe care, de care îmi dau seama și de care mă pocăiesc. Stau la poartă și muncesc, pentru că vreau să fiu un copil demn, să nu întind mâna. Pocăința nu înseamnă să fii cerșător. Am acceptat să trăiesc un sentiment de izolare și de însingurare. Am făcut nunta cu o sacoșă de mâncare. Nuntirea mea a fost în parc. M-am dus, am stat pe o bancă, sub un copac, într-un mai frumos, superb, și acolo mi-am petrecut o nuntire. La nunta mea au fost zero invitați, cu excepția celuia care cu adevărat merită să fie prezent la nunta ta. În momentul acela când am stat... Uitându-mă la Alina, am zis, Doamne, nu știu de ce mă bați în felul ăsta. Este greu să te înțeleg și mi-am pus întrebarea, dar dacă totuși pe undeva, pe, pe undeva în, 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 în ceea ce cred eu, ceva, ceva e greșit. Am zis, o fi ăsta adevăratul Dumnezeu, căruia eu să mă închin? Au fost momente când eu n-am putut să-mi dau răspunsuri și oricât de mult m-aș fi uitat în scriptură, nu puteam să pricep. Vii la un om al lui Dumnezeu și îi spui frate am acest necaz și spune roagăte. Și te rogi, te rogi cu disperare și nu se întâmplă nimic. După care vine și spune citește în scriptură, citești și nu se întâmplă nimic. Și sunt sfaturi care sunt bune, dar realitatea este că nu te schimbă. Și realitatea este că nu mișcă problemele din viața ta. Este nevoie de ceva mai mult decât de un îndemn, citește, postește și roagăte. În momentul acela în care stteam să mă clatin, am înțeles că în biserica în care astăzi slujesc și vreau să vă spun că Domnul are felul lui de justiție poetică. Asta sunt prieten cu fratele care o uh, 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 odinioară la comitet m-a vorbit în felul acesta. Ba mai mult de dar sunt pastorul lui, nu că e interesant. Dumnezeu are așa o fel de justiție poetică. Vorbim deseori despre lucrul acesta și și el se mire și eu mă mir, cum este Dumnezeu în viață. Dar în momentul acela în care în biserică la noi era adunare de tineret, liderul care a venit în față la microfon a zis, eu nu pot în seara aceasta să-i cânt lui Dumnezeu și să mă rog câte vreme știu că Florin stă acolo în cimitir, la capelă. Eu mă urc în mașină și toți cei care vor să vină cu mine să vină, a zis el. Și în momentul în care mă clătinam din cap în picioare întrebându-mă dacă mai există Dumnezeu pentru mine, au intrat 80 de îngeri au venit acolo unde eram pe alee și fără multe cuvinte, așa cum sunt tineri, extraordinar, m-au luat în brațe și n-am simțit mare explicații teologice, dar brațele acelea mi-au dovedit că Isus Hristos este. Mâinile acelea care au strâns mâinile mele și lacrimile care le-am văzut pe obrazul lor au fost cea mai puternică lecție de teologie trăită vreodată în viața mea. Pentru că dincolo de, de prieteni, heruvimii au fața întoarsă unii spre alții. Îmi pasă când te văd cu lacrima pe obraz și de multe ori în timp ce predic și mă uit la oamenii din biserică, îmi spun în inima mea să nu închei în această seară până nu mă duc la femeia aceea să o întreb de ce a plâns în tot timpul predici. Vei afla că oamenii sunt brăzdați de necazuri și că sângerează în lăuntrul lor. Mă uit la o femeie în biserică care de câte ori predic, plânge. Și știu de ce plânge. Plânge pentru că într-o zi asta la altar împreună cu cel pe care l-a iubit, el pocăit, ea pocăită. După doi ani de zile el s-a despocăit, aduce femei în casă și ea trăiește o nenorocire de viață. Pentru ea orice predică nu este altceva decât o mângâiere din partea lui Dumnezeu. Pentru ea orice predică se agață de Dumnezeu pentru că își dorește să fie fericită și viața e refuzat să fie fericită. N-are vină. Poate că vei înțelege mult mai bine cine este Dumnezeu dacă vei coborâ să-L întrebi pe om față în față. Dumnezeu a zis, Moise, cu tine nu vreau să vorbesc în lateral. Cu tine vreau să vorbesc față în față, pentru că mi-ești drag. Și să știți, dragii mei, că ori de câte ori ți este un om drag, îi cauți ochii, te uiți în fața, la fața lui și nu ți-e jenă. Binecuvântat să fie creștinul care se poate uita în fața oricărui om, fără să se teamă. Binecuvântat să fie creștina care se poate uita fără nicio teamă în suflet. n cu nimic, frate, totul la vedere. Să-l Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu sper să ne mai revedem. Vă doresc să fiți creștini de dragul lui Iisus Hristos. Vă binecuvântez în numele Domnului și nădăjduiesc ca cu aștorul Domnului să ne mai putem întâlni. Amin.